No sé a dónde, pero esta está pasando por encima. Bună seara. Fază de cercetare și vom vedea ce... Păi, domnule. Domnule, da. Poate. Știi ce s-a întâmplat în direcția economică, domnule Giurgea? Chiar nu știu. Da. V-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus punctul PI. După imaginile prezentate, vă dați seama ușor despre ce discutăm în această seară, chiar dacă înfăcusem cu totul și cu totul alte planuri pentru această seară. Iată că evenimentele, ultimile evenimente de pe scena administrației locale m-au determinat să schimb radical emisiunea din această seară. Așa cum ați putut afla și în emisiunile noastre anterioare, a domnului Tereacă, a colegei mele Magda, dar și din jurnalul Campus TV, mai mulți funcționari din cadrul primăriei Buzău au fost reținuți. Până la ora 17 erau 4 funcționari reținuți și unul sub control judiciar. Până la această oră nu știu să vă spun cu certitudine ce s-a întâmplat, pentru că audierile continuă. Am înțeles de la domnii procurori că 13 persoane vor fi audiate până mâine dimineață, cred, dacă nu cumva și mâine vor continua audierile. Persoane suspectate pe românește pentru faptul că au șters din softul primăriei amenzi, 114 amenzi, dar au șters de asemenea și datoriile unor firme de la bugetul local. Despre acest subiect vom discuta împreună cu domnul Nicolae Mărăcine, vicepreședinte PNL Buzău, dar mai mult decât atât, prietenul nostru al campusului. Bună seara, domnule Mărăcine, bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, bine v-am găsit, bună seara telespectatorilor. Din păcate discutăm niște subiecte total neplăcute. Domnule Mărăcine, v-a surprins această informație din această după amiază seară? M-a surprins oarecum. Am mai avut o emisiune cu domnul Tereacă în care a fost prima dată știrea că se fac controle de către DIICOT la primăria Buzău și în special la serviciul economic. Și chiar în ultima emisiune la care am participat, domnul Tereacă a tras atenția că se aștepta un răspuns de la domnul procuror pe cazul, pe speța în sine, pentru că afirmația inițială a fost 7-10 zile vom veni cu răspunsuri oficiale. A durat ceva mai mult. A durat ceva mai mult și astăzi oarecum nu m-a surprins evenimentul. Acum așteptăm să vedem concluziile finale. Da, aș vrea să vă adresez o întrebare în calitate de buzoian care stați acasă pe canapea și vă uitați la aceste imagini. Cum ar fi? Cum sunt văzute? În primul rând mă întristează să văd asemenea imagini. Pe de altă parte, ca cetățean al municipiului și plătitor de taxe și impozite la zi, și nu sunt puține și nu mici, simt și un sentiment de indignare, pentru că unii își fac datoria ca cetățeni, alții mai puțin, și e destul de grav, pentru că vedem cum evoluează municipiul și de multe ori se spune că vrem să facem mai mult, dar nu avem fonduri suficiente. Iată unde se duc fondurile noastre. Aici este vorba despre un prejudiciu de peste 31 de miliarde de lei vechi. Pentru noi, oamenii de rând, suma este absolut colosală. Dacă facem transformarea în euro... Până într-o 100 de mii, vreo 800 de mii de euro, cred. Vreo 800 de mii de euro. E o sumă cu care poți să faci multe lucruri. O stradă, zic. Destul de... Chiar o stradă, dar poți să reabilitezi o grădiniță,
o școală, un centru de bătrâni și așa mai departe. Adică e o sumă destul de mare pentru un municipiu ca Buzău. Da. Ion Gegea, directorul executiv al Direcției Economice, a fost reținut în această seară. Domnul Virgil Toșu, șef serviciu urmărire, executare și colectare creanțe fiscale persoane fizice. Domnul Liviu Cătălin Boaru, șef serviciu urmărire, executare și colectare creanțe fiscale persoane juridice. Și doamna Nicoleta Angelica Lung, referent în cadrul aceluiași serviciu. Observ că s-a început oarecum de sus. Sunt curioasă dacă se va termina tot sus acest val de rețineri. Noi putem să facem multe presupuneri în sensul ăsta. Până când nu vom vedea ceea ce decid organele de urmărire penală, putem să facem doar supoziții. Și supoziții, știți că de la un eveniment din ăsta așa minor, toată lumea zice, domne, stai un pic să vedem, păi da, poate s-a întâmplat așa, poate e vinovat și altcineva. Noi făceam niște scenarii înainte de emisiune, dar da, ne permitem să le facem între noi, nu le putem afișa în fața telespectatorilor. Se vorbește prin oraș. Exact, exact. Se vorbește prin oraș. Bine, acum e destul de grav și bănuiesc că nici domnul Boșcodală nu se simte foarte confortabil, pentru că e conducătorul primăriei, ales de cetățenii Buzăului, și ce se întâmplă, se întâmplă în parohia dumnealui, ca să spun așa. Da, vă mărturisesc faptul că eu astăzi, după ce am aflat despre aceste audieri în primă fază, l-am sunat pe domnul Boșcodeală și l-am întrebat dacă știe ceva legat de aceste audieri. Nu se punea problema la momentul respectiv despre rețineri, însă dumnealui mi-a spus că nu este în oraș, că nu știe absolut nimic și că dacă ne auzim mai târziu la un telefon, o să încerce să afle câte ceva despre acest aspect. Însă, domnul procuror, și vom difuza materialul, vom difuza în această seară declarația integrală a domnului prim procuror DIICOT, domnul Petroșel, ca telespectatorii noștri să înțeleagă exact despre ce a fost vorba acolo, care sunt capetele de acuzare. Dar domnul procuror, răspunzându-mi, e adevărat, la o întrebare, a spus că unul dintre administratorii firmelor vizate este finul domnului Boșcodeală. Mă îndoiesc că nașul nu știa acest aspect în condițiile în care acest domn deține 6-7 dintre firmele vizate. Aici sunt se pot face două supoziții. Ori, într-adevăr, domnul Boșcodeală nu știa și finul e posibil ca să fie abuzat de relația cu nașul și atunci să roage funcționare din subordine, vă rog frumos, sunt finul unașul și așa, și atunci funcționarii, păi, trebuie să-l servim pe domnul finul unașul. Asta este una dintre, a doua supoziție care se naște din această chestiune. Acum, organele de anchetă vor clarifica și situația asta. Dacă domnul primar a știut sau poate a și dat ordin, că și asta se poate, sau o rugăminte către subaltern, te rog frumos, poți să rezolvi anumite lucruri, și subalternul, ca să facă pe plac șefului, a zis, da, șeful să rezolvă, s-a rezolvat, care după aia iar să mai naște o supoziție, dacă l-am servit pe șeful și știe, poate pot să-mi fac și eu un mic job din chestiunea asta, să mai salvez și eu niște persoane contra cost, contra unor servicii, contra, mă rog, deci de aici se pot face foarte multe supoziții. Doar supoziții, noi nu putem nici să acuzăm, nici să apărăm, nici până când nu se va încheia ancheta și cei care au greșit într-adevăr să răspundă, noi nu putem să facem decât supoziții la momentul ăsta. Perfect adevărat. Haideți să difuzăm materialul. Vreau să difuzăm integral declarația domnului prim-procuror Petroșel, să înțelegeți exact despre ce este vorba. Vor fi și câteva aspecte, spuneam eu mai în glumă, mai în serios, mai de râsul plânsul, așa, în sensul că veți afla la un moment dat din declarația domnului procuror că, printre altele, acești funcționari au șters din softurile primăriei 114 amenzi primite de
funcționar cu atribuții de conducere la nivelul unor instituții publice din municipiul Buzău, rude ale acestora, atenție mare, un magistrat, sau rude ale unor cadre de poliție. Cu alte cuvinte, polițistul dădea amenda, eu știu, ruda unui alt polițist se ducea și intervenea să îi se șteargă. Râdem, glumim, nu prea e nici de râs, nici de glumit, ce o să vă spun îndată și de ce, pentru că pe toți acești oameni care sunt chemați la audieri sau care sunt scoși cu cătușe din sediul parchetului, i-aș întreba un lucru. Cum au curajul să se uite în ochii unui bătrân care are pensie 6 milioane și care pe 3 ianuarie se duce la primul lucru pe care îl face la început de an este să se ducă la primărie și să își plătească taxele și impozite pe anul ăla doar pentru că beneficiază de o reducere de 10% și pentru că vrea să fie un bun cetățean? Aș vrea să-i întreb. Este foarte interesant dacă vi se va răspunde la această întrebare. Nu. Probabil că nu. Așa că o lăsăm retorică. Haideți să urmărim materialul și revenim în direct și discutăm pe marginea lui. Am declanșat la nivelul DICO, Biroul Teritorial Buzău, etapa de audiere a persoanelor ce au titulatura de funcționari publici cu atribuții de conducere și de execuție în cadrul Direcției Economice a Primăriei Municipiului Buzău, de la compartimentele urmărire, executare, creanțe fiscale, persoane fizice, persoane juridice, de la serviciul de prelucrări, încasări, taxe și impozite. Activitatea este consecința finalizării activității de constatare pe marginea documentelor ridicate la percheziția domiciliară efectuată în 22 octombrie 2015. Este o constatare parțială întocmită pentru un număr de 14 agenți economici din lotul de 50 de agenți economici suspicionați avea nereguli în ceea ce privește achitarea obligațiilor către bugetul local al municipiului Buzău, constând în impozite și taxe locale. Două aspecte au ieșit în evidență în ceea ce privește persoanele juridice. Am reținut că un număr de 12 agenți economici au fost practic exonerați de plata obligațiilor bugetare către Municipalitatea Buzoiană, în sensul că pe perioada 2010-2015, deși au înregistrat debite, unele în sumă de foarte mare, de peste 600.000 de lei fiecare, nu au fost practic executați siliți, adică creanțele fiscale ale acestor agenți economici nu au fost urmărite, executate, încasate și s-a ajuns la situația ca aceste firme să nu plătească niciun leu cu titlu de impozit și taxă, cu titlu de acoperire a creanței fiscale datorate Municipalității Buzoiene. Noi am cumulat și un prejudiciu aici, un prejudiciu care îl pot determina acum în concret, l-am putut determina, repet, pe constatările efectuate pe acești 14 agenți economici, dintre care numai 12 au avut probleme, de 3.098.859 de lei și 77 de bani, echivalentul la 696.372,98 de euro. Vizează neexecutarea unor obligații fiscale datorate Municipalității Buzoiene pe perioada 2010-2015, deci o inactivitate mai lungă, contrar atribuțiilor fișa postului și dispozițiilor legale în vigoare, pentru firme aflate ai căror administratori au oarecare grade de rudenie, de afinitate cu persoane din conducerea Municipalității Buzoiene. O a doua categorie de constatări s-a referit la persoanele fizice și am constatat că 114 amenzi contravenționale sunt practic șterse, radiate din sistemul informatic al programului Avantax, în sensul că se introduc date false în acest sistem informatic, din care rezultă că aceste amenzi fie au fost anulate prin hotărâri judecătorești definitive ale instanțelor judecătorești, situație care nu s-a produs, că și de fapt prin hotărâri se respingeau plângerile contravenționale în mod definitiv și irevocabil, fie că se înscriu mențiuni false de transfer al lor către alte primării autorități,
Lucru verificat în teritoriu și în județul Buzău și în județele Arad, Sibiu, Prahova și la alte autorități unde se pretinde, potrivit mențiunilor, zicem noi, nereale din sistemul informatic, cer nereale, că s-au transferat aceste debite, care ne-au răspuns că niciodată n-au înregistrat asemenea solicitări din partea municipalității buzoiene. Dacă puteți să ne spuneți pe numele cui au fost aceste amenzi, ce grade de rudenie? Sunt de 114 amenzi, iar printre ele figurează și persoane cu funcții de conducere, în unele instituții cu grad militar din județul Buzău, un magistrat, figurează rudele unor cadre de poliție, figurează rudele funcționarilor primăriei municipiului Buzău, figurează chiar în unele situații funcționari în sine ai primăriei municipiului Buzău, figurează în ceea ce privește pe o parte de analiză și anumite persoane cu care au cu grade de apropiere practic, de prietenie și sunt indicii că pentru astfel de activități s-au asigurat și niște foloase ulterior. Sigur că la acest nivel noi avem o etapă a activității de cercetare penală în derulare și nu putem să tragem niște concluzii certe pe acest palier, însă se prefigurează posibilitatea extinderii urmăririi penale din ceea ce s-a constatat până acum și față de alți funcționari publici din cadrul primăriei municipiului Buzău și față de alte persoane, să spunem, din cadrul primăriei municipiului Buzău. Dacă puteți să ne spuneți, care sunt agenții economici care au beneficiat de această grațiere? Sunt niște agenți economici ai unui om de afacere aflațind în relație foarte apropiată cu conducerea primăriei Buzău, după relație de rudenie prin afinitate, probabil nașfin, și alți agenți economici care privesc la fel persoane juridice care au fost tratate cu regim distinct, dar din acești agenți economici, 6-7 sunt controlați de unul și același om de afaceri. Puteți să ne dați câteva nume? Sigur, nu aș putea să fac acest lucru în momentul de față, pentru că noi intenționăm extinderea cercetărilor penale în ceea ce privește persoane responsabile din cadrul acestor agenți economici și zic eu că nu este potrivit în momentul actual, n-ar fi momentul oportun să fac obiectul activităților procedurale și sunt inserate numele lor în actele procedurale întocmite. Este vorba despre unul dintre finii domnului primar Boșcodeală? Puteți să, da, puteți să înțelegeți și acest lucru. Ce ați dispus nimic. Până la acest moment? Ne-am dispus măsuri preventive. În acest caz sunt reținute 4 persoane până în acest moment. S-a luat și o măsură a controlului judiciar și mai avem de audiat, fără să putem să emitem înainte de audiere nicio pretenție de a spune că luăm o măsură, pentru că nu putem să spunem lucrul ăsta înainte de audierea unei persoane. Mai avem de audiat încă 3 persoane. Printre cei reținuți se află și directorul Direcției Economice? Da. Un șef de serviciu și doi funcționari publici care activează pe compartimentele acestea de urmărire executări silite, creanțe fiscale către bugetul local. Mai vizăm și o faptă, într-adevăr, de influențare unei licitații printr-un certificat de atestare fiscală emis în fals, adică un conținut dublu pentru un agent economic, unul care înregistra debite, celălalt scos din afara sistemului informatic, că nu are datorii fiscale și folosit la adjudecarea unei licitații, dar deocamdată nu am dezvoltat, repet, am revenit în direct. Ați putut urmări și dumneavoastră, ca și telespectatorii noștri, domnule Mărăcine, declarația integrală a domnului procuror. Dar înainte de a ajunge la domnul procuror, vreau să vă întreb un lucru. Declarația domnului Gegea, în momentul în care a fost scos cu cătușe din sediul parchetului, chiar nu știu ce s-a întâmplat la Direcția Economică. E posibil să nu știe? Nu știu, greu de presupus. În condițiile în care este directorul executiv al Direcției Economice, ar trebui să aibă în mână frâiele? Categoric, dacă nu știe, într-adevăr nu știe, înseamnă că
nu își îndeplinește atribuțiunile fișei postului, pentru că orice șef trebuie să știe absolut tot ce se întâmplă în subordinea sa, la toate nivelurile. Pentru că fiecare șef de compartiment, de birou, de serviciu, direcție și așa mai departe, are o fișă a postului în care trebuie să cunoască tot ce se întâmplă în subordine, să coordoneze și să verifice. Adică aici este vorba de cifre, e vorba de informații false, din câte am înțeles de la domnul procuror. Exact. Și derulate pe o foarte lungă perioadă de timp. 5 ani de zile. Chiar să nu vină nimeni să spună, șeful, știi, colegul meu face anumite lucruri care nu sunt legale și e posibil. Nu, nu. E greu de presupus că directorul direcției nu știa ce se întâmplă. E foarte greu de presupus. Și dacă nu știa, înseamnă că alegerea și numirea sa pe post a fost o greșeală. Da. Spunea domnul procuror, pentru că noi ne-am și notat punctual, 14 agenți economici din lotul de 50. Păi asta am înțeles și eu. Domnul procuror n-a specificat, a făcut o prezentare generală, dar ce s-a înțeles perfect din declarația dumnealui este faptul că cercetările sunt în curs și se vor extinde la mai mulți și agenți economici, și persoane fizice și angajații primăriei. Exact, pentru că a spus foarte clar acest lucru. Despre perioadă am vorbit, care este acuzația, nu au fost executați silit și așa mai departe. Persoane cu grade de rudenie, de afinitate cu anumite persoane din conducerea primăriei. A spus-o odată, după care punctual la întrebarea mea a spus că da, unul dintre administratorii firmelor, pentru că sunt 6-7 firme din declarația domnului procuror, este finul domnului Boșcodeală. Am spus-o și înainte de difuzarea materialului. Deci ăsta este un aspect, înțelegem că rudele trebuie protejate, dar prin măsuri legale, nu prin măsuri ilegale. Este un fapt deosebit de grav și cred că aici este și corupție la mijloc, pentru că bănuiesc că toate aceste servicii au solicitat alte servicii. Vom vorbi și din declarația domnului procuror am aflat că au fost și bunuri Foloase, exprima dumneavoastră. În general. Ce este cel mai grav și mi se pare extraordinar de grav e că sunt persoane cu funcții care ar trebui, prin natura funcției și a meseriei, să fie extraordinar de corecte. Deci, am înțeles, un magistrat este extraordinar de grav. Oameni cu funcții în poliție, cei care trebuie să vegheze asupra legalității tuturor actelor, de la circulație, la pază și ordine, la economic și așa mai departe. Dar și o instituție cu grad militar, deci șeful unei instituții cu grad militar. Și mai grav. Nu știu, am impresia că la momentul ăsta societatea românească trebuie cumva reformată moral. Tot ce s-a întâmplat în acești 25 de ani și avem exemple nenumărate de premieri condamnați, de miniștri condamnați, de oameni politici care au condus și au avut grijă de soarta țării, știți cum e? E o vorbă din popor care spune peștele de la cap se împute și se curăță de la coadă. Cam în situația asta suntem noi acum și este trist ceea ce se întâmplă, este trist peste pentru generațiile viitoare, pentru că în momentul în care asemenea practică se generalizează, asemenea practici se generalizează, este foarte greu să mai lupți cu sistemul ăsta subversiv care s-a instaurat. Și vă spun cinstit că sunt foarte îngrijorat de chestiunea asta și nu numai eu, și toate acțiunile astea care vin și fac și se mediatizează, și cred eu că se mediatizează prea puțin, ar trebui date exemple clare și de pedepse, și undeva, știți cum e, frica păzește pepenii. Nu știu, ori legile sunt prea permisive și prea tolerante cu acest gen de infracțiuni
Văd că în loc să se estompeze fenomenul, ia amploare mai mare și se generalizează aproape la toate nivelurile. Acum, știți cum e? Noi am scăpat după un regim totalitar de 25 de ani în care toți cetățenii erau aproape egali. Diferențierea asta de proprietate, să zic, de avere, era foarte mică, era nesemnificativă între diferite categorii sociale. E, în momentul în care s-a dat drumul la privatizare, la acumulare de averi, de, cred că mulți cetățeni din țara noastră și-au pierdut simțul măsurii. Până unde? Cât de mult vrem să acumulăm? Păi, cu cât mai mult, cu atât mai cu bine. Cu cât mai mult. Cu atât mai bine. Și un fapt care cred că a generat și a amplificat acest gen de practici a fost reducerea salariilor în sistemul bugetar. Credeți că asta este o cauză? Una dintre cauze a fost reducerea salariilor și a fost reducere destul de drastică. La momentul în care un individ, indiferent care, din orice domeniu, se obișnuiește cu un anume mod de trai, cu o anume sumă de bani pe care și-o permite să o cheltuie și în momentul în care îi se diminuează, anumite lucruri nu și le mai poate satisface și atunci recurge la alt fel de soluții. Domnule Mărăcine, și nu muncă neapărat, ci chestiuni de genul ăsta pe care le vedem zilnic. Cu excepția doamnei Nicoleta Angelica Lung, care este referent la Serviciul Urmărire, Executare și Colectare Creanțe Fiscale Persoane Fizice, toți cei despre care am vorbit, domnul Gegea, domnul Toșu, domnul Boaru, au salarii cuprinse între 4 și 5.000 de lei. Adică, iarăși, sume absolut uriașe. Da, aș zice mai mult, dar mi-e teamă să nu greșesc și mă opresc la suma asta. Oare chiar să resimtă atât de mult? Da, în momentul în care ați avut și dumneavoastră dreptate, în momentul în care te obișnuiești la niște standarde, la un standard. Aici e greu să revii. E greu să revii. Și recurg la astfel de metode și astfel de practici ca să-și rotunjească veniturile. O parte să-și rotunjească veniturile sau un sistem relațional care înseamnă tot niște avantaje, să se pună bine și cu șeful dacă șeful i-a dat ordin și așa e mai departe. E un aspect foarte important și o să vreau să punctăm mai mult pe el, dar după o scurtă pauză publicitară.